Salutare, Roli de la Lopătare aici cu voi. Este ora 10 seara și normal că noi ne-am gândit să mergem să petrecem weekendul ăsta în pădure cu Cortu, dar de data asta nu singuri, ci cu Paula și cu Ionuț, prietenii noștri. Ne vedem imediat cu ei. Ei vin în Turda, dar ne vedem cu ei la Gileu, pentru cine se din Cluj și știe. Dar încărcăm tot în Jeep și facem o mică oprire, cu, după cum bine știți, la mall în Florești. Gata cumpărăturile din mall. Mergem la ieșirea de pe autostradă să ne întâlnim cu Paula și cu Ionuț. Am găsit locul perfect. Nu o să avem lemn în seara asta, că nu mai stăm, că e foarte târziu, e ora 2. Dar ne vedem dimineața la cafeluță. Bună dimineața la cafeluță. Foarte fain locul ăsta. Foarte, foarte fain. Chiar am fost foarte inspirați. Nu știm unde suntem pentru că nu avem semnal. Noi bănuim că suntem prin pe undeva prin județul Alba. Dar atât am mers aseară și atât am luat-o pe toate drumurile, încât nu avem habar deloc. Am pregătit. Pregătim aici o cafeluță. Da. Am băut cafeaua. Și acum ne apucăm să facem micul dejun. Deja e ora a doua. Foarte frumos aici, nu avem semnal. Doar pentru a apela. Nu știu ce să mai facem. O să ridicăm imediat drona. Să vedeți niște cadre foarte mișto. Cred că o să facem și o tură pe aici să ne plimbăm. Dar, nu știu, lăsați voi în comentarii ce vreți să vedeți de la noi. Că în ultima vreme au fost vloguri de overlanding și am pe bază de mâncare. Ce am mâncat, ce am făcut. Da. Deci puteți lăsa în comentarii cam ce vreți să vedeți, ce să facem, ce să vă mai arătăm. Hai să pregătim micul dejun. Hai că pregătim ce n-am pregătit până acum în pădure, un English breakfast. Am pus pâine la prăjit. Aici se pregătesc cărnăciorii, niște brânzică. Avem aici niște fasole. Hai să vedeți ce setup frumos am făcut aici, la umbră. Ia uitați ce fain luăm asta. Da. Ne-am aprins focul. Ia uitați. Acolo se pregătesc cartofii prăjiți și o salată. Dar am întârziat cu mâncarea pentru că l-am întâlnit pe nenea Nelu, vecinul nostru de acolo, de la o... El a zis că e Colibă, așa se numește. Ne-am împrietenit cu el, am stat la o cafea, la o bere, pardon. Ne-a povestit foarte multe, foarte tare nenea Nelu. Stă aici de foarte mult timp, de 10 de ani, bine, doar vara. Cam din mai până prin septembrie, ne-a zis. Stă la povești, am băut o bere, ne-a invitat la el acasă. Mâine o să mergem la el acasă și o să cumpărăm niște produse. O să vă iau cu noi. Sper să fie o experiență frumoasă și pentru voi. Și până atunci, hai să ne ocupăm de grătar, zic. Am uitat să vă spun ce avem în meniu. Avem niște ceafă cu cartofi prăjiți, tocmai ați văzut, cu o salată, clasic. Clasic de pădure, clasic de munte. Astăzi suntem pe clasic.
Hei, am și o veste bună. V-am zis la începutul vlogului că o să vină cu noi Paula și cu Ionuț și din păcate au avut ceva problemă și n-am mai ajuns azi noapte, când am ajuns noi. Dar ne-am stat acum și sunt drum spre noi. Așa că hai să-i așteptăm. Noi până atunci facem ceva să mâncăm, pentru că ne este foame, nu știam că o să vin, așa că n-am mâncat, nu i-am așteptat, nu ne-am sincronizat cumva, noi mâncăm și ei vin de acasă, deci sigur am mâncat. Nelu acum pleacă, ia uitați-l cu cățelul lui, a venit și ne-a adus lapte proaspăt, cald, ouă, brânză, noi ne-am dat o bere și o napolitană și el a venit înapoi. Adică o napolitană pentru soție am dat, pentru că l-a sunat și a zis că e la o bere și nu înțelegea săraca femeie unde e la o bere pe aici prin păduri. Dar o să trecem și mâine oricum pe la ei să vedem ce mai au și să le dăm și niște bănuți, pentru că oamenii ăștia muncesc pentru toate produsele astea. Îmi pare rău că iar trebuie să fac coptă cu cartofii ăștia și cu legumele astea de aici. Da. Urați-ne poftă bună. Iarăși avem o masă incredibil de delicioasă cu view. A ajuns omul meu aici. Să trăiești, Ioane. Doamne ajută, bine te-am regăsit. Bine te-am regăsit, te-am găsit în pădure. Și noi. Am crezut că nu mă ajut. Paula. Hello. Unde mai bagă seamă, gata. Espe. Veteranii canalului știu. N-am mai văzut. Mod avion. Exact. Și Ionuț știe când mi-a făcut vlogul. Facem mai încolo, facem mai încolo. Am uitat la vlog, m-am uitat. Mi-a dat pachet. Da. Și acum asist la montarea cortului. Da. Și ne pregătim vertiginos. Exact. Ne pregătim și apropo, ne-am mai întâlnit cu niște oameni în pădure. O să vă prezint mâine. Și să înceapă distracția, zic. Ionuț, deci Ionuț are o curiozitate și a pus un nou pe grătar să vadă cum se facă, cum se face. Tăiem la montaj partea asta. Ce face? Deci dacă mai este cineva pe acest canal care a încercat chestia asta, puteți să puneți o pauză și să lăsați în comentarii ce se va întâmpla. Mănâncă Ionuț ou sau nu mănâncă Ionuț ou pe grătar? Că așa muritorii fac cartofi. Atât, toată imaginația, fac cartofi în staniol. Nu mai. Da, ouă, cine? Mai? Între timp a pus un portal acolo. Bă, ăsta e cam ușor. Da. Cât are o idee proastă? O să gust și eu. Ionuț? Ce zici de toată invenția asta? Sunt foarte, foarte curios să vedem ce se întâmplă. N-am mai făcut niciodată, dar pare promițător. Mors un pic la deși, dar e în regulă. Mai am încă 3, e ok. Ce sper să fie, cocoșel sau Eu sper să fie cocoș. Cocoș? E bun. Da. Eu zic că o să fie gemeni, unul galben, unul alb. Eu mă așteptam să crape, sincer. Nu crape. Nu? Nu, că e tratat. Okay. În magazin, noi. Ok. Nu mai jos, să nu bun. De la el e lumina. Da. Și dacă iasă, ce nume îi dăm? Bune. Ia uite. 6 mici. Așa stau vreo. Este cel adulți. Mai celebru ou. Exact. Până acum. Exact. Oul grătarului. Exact. Nimeni nu s-a gândit că așa stăm 6 adulți și ne uităm și la un ou. În scrum. Ia hai să vedem dacă îi dăm drumul. Aoleu, la fix l-a salvat. There you go, buddy. Ce emoții aici. Perfect, să nu scap. Nu scap că ciripește. Nu am știut că mă cheamă eu. Ce trebuie? Dacă te cheamă, te duci, e simplu. Nu te cheamă Ionuț, de fapt. Ionuț se cheamă pe altcineva. Paula, gospodină. Nu m-am pic să facem o pauză, că mă arde la deget. Nici o problemă, am schimbat acasul, gata, din nou. Aruncă-i mai de preferat în grătar, de preferat. Pe cât posibil, perfect. Așa de aia, cartof de aia care se fac cu floc. Cum zice Panemar, pune și tu suflet în ceea ce faci. Gata, că mă arde.
Stai. Hai, să filmezi. Pune. De obicei, deci, Lori, te rog să ne spui. El este Lori, dacă o să-l vedeți dimineața. Deci, care e faza? Deci, dacă oul e fiert... Numai puțin să vă ajut cu masa. Numai că ăsta se tot duce. Perfect. Un pic deci, mai jos. Deci, dacă oul e fiert, ce se întâmplă? Așa, se învârte mult timp. Dacă e crud, se învârte puțin. Dacă e pus pe grătar? Atunci... Asta e făcut. E făcut? Da. Stai, să aduc un nou crud, să vezi. L-am salvat în ultimul moment. Oul nu pleacă de lângă noi, tot să rămâi cu ochii pe el. Bine, și acum Lori aduce-o. Da, Lori, să știi că am și ouă aici, aproape. Cât de aproape, Lori? Aproape l-am de mine. Gata, e ras. Uite acolo, vezi? Vă rog frumos să-mi citați cu glumele, că nu mai pot să-mi țin. O să-i rupă munca. Deschide frigiderul, te rog. Frigiderul? Da, acolo, trage. Trage cu forță. Mai. Și din stânga, nu? Din dreapta. Practic, nu? Aproape. Nicio problemă mare. Uite aici. Aici. Oh, fuchela. Are bec? Ia un ouț. Ți-am găsit ouăle, bă. Bine, îs rase. Îs netede, da. E bine. Ce trebuie. Și ăsta e crud? Da, ia. Uite. Da, mă, are dreptate. Da. Uite, ăsta nu se învârte așa tare. Uite, ăsta. O, știi? Da. Uite. Da. Da, perfect, versus... e făcut. Da. Da, e ok. E perfect. Au abandonat ou. Cum a văzut? Nu. Unde e ouul? Ci că practic se pune ordine alfabetică. Îl fac un cuib, măi, să se răcească. Iarba e rece. Dar nu mai bine. Dar știi că avem un pui rece. Da, uite-o lea. Taci acolo, nu vorbim. Hai să le pune acolo. Teoretic, în ordine alfabetică, practic cum vreau eu să pun asta aici. Am înțeles. L-ai dat un nume la fiecare? Da. Exact ca și cum ai numărat un cai de matematică. Știți să numărați un cai de matematică? Da! Cold egg. Oh. My precious. Crapă-i capul, dat, vezi ce e acolo. Sparge-l. E viu. Foarte ce trebuie. E semi-viu. Wow. E foarte ce eu zic să-l punem și așa să vedem ce se întâmplă, să mai... Da, dar e bun acum, e bun. Adă sare. Adă sare, da, exact. Încă-i moale. Și o lingură? O linguriță mică. Dar e numai bine. Ce nu-ți place moale? Face frumoasă la cântat. Ce nu-ți place moale? Sincer, prefer tare. Exact, ca și îmi abțin. Am înțeles. Dar ce se întâmplă? M-așteptam! Așa râd niște oameni noi care văd toaleta. Nu înțeleg de ce. Nu înțeleg. Lăsați voi în comentarii să-mi spuneți dacă ați mai văzut așa toaleta. Bună dimineața la cafeluță. Hai să vă arăt colegii noștri de aseară. Ei se pregătesc să plece deja. Asta a fost cățuța lor. Da. El este un căluț. Ea este Nora. Ea este Andreea. Salut. Dar probabil o să mai vedeți. Și pe mine? El este Lorand. Și pe tine. El este Lorand. O să ne vedem data viitoare cu ei. Ea este Nora. Ia, poftim. Cine rău am alergie? Nu înțeleg. De ce? Doar că ei, din păcate, se pregătesc să plece acum. Și noi o să rămânem cu Ionuț și cu Paula, care ei dorm. Dar o să trezească ei. Hai, mulțumim că stai cu noi. Da. Și ne vedem data viitoare. Drum bun, duminică faină. Salut și cu tine. Și cu mami. Pa, pa. Ei au fost prietenii noștri. Salutare. Și mai avem niște prieteni care sunt mai bucuroși astăzi. Pa! Bye.
pare că se trezește cineva și din ultimul cort. Da, ce se întâmplă chestii. Am apucat de treabă, gătim. Astea sunt ouăle Znelanelu. Adică de la găinile Znelanelu. Ăsta e untul Znelanelu. Ia, mamă, dacă miroase. Paula, ce ne faci? Nebunie. Mamă, dar cum arată ouăle astea, nu știu. Deci efectiv nu știu dacă vede pe cameră cât de galbene. Ia să vedem. Aoleu. Da. Și eu tai roșiile. Cel mai greu eu fac. Iar fac eu tot greu. Da. Continuăm cu masa. O să revin când e gata. O să vă dezvălui toate secretele. Toate. Ia uitați aici. Cum s-au perfecut ouăle al Znelanelu. Și uite, secretul unei omlete adevărate este untul căpătat din sat cu niște bacon, cu niște... Din nou, tot fac ce fac și ajung la ouăle al Znelanelu. Da. Unt. Bine, și adevărul este că greu tot eu l-am făcut. Ia uitați aici cum l-am tăiat cu câtă măestrie. Paula nu râde. Cea mai grea treabă tu ai pe făcut. Normal, normal. Acum merit să stau. Bineînțeles. O, da, poftă bună. Poftă bună. Să avem poftă bună. Am strâns tot din camping. Le-am strâns corturile, am lăsat curat, cum am găsit. Am strâns tot. Și mergem acolo, la Znelanelu, să vedem ce putem să mai cumpărăm. Excursia, am ajuns la Znelanelul. Da. Da. Filmăm aici frumos. Calul. Și pe Znelanelu. Bună ziua. Seară bună! Foarte bune ouă am mâncat la dumneavoastră aici. Da? Da. Bun. Foarte bune. Nu mai trebuie? Vrem să cumpărăm niște ouă. Bune. Niște ouă am vrea să luăm. Ce aveți? Să ne dați aia cumpărăm. Ce aveți de vânzare, aia cumpărăm. Acolo este o portuță. Dacă vreți să intrăm. Haideți să intrăm, cum să nu? Da. Vrem. Ia uitați ce fain aici, Znelanelu. Și calul Znelanelu. Calul dumneavoastră ăsta numai cu noi. Cred că sigur. Tu cu tu ce faci? Tuțu. Ai luat portofelul? Nu? Nu. Nu e. Nu e din ăla agresiv. E cu minte. Ia să vedem. Foarte cu minte. Ia ce fain să ne aici. Salut! Doggy. Hop. Ia ce fain stai aici, Znelanelu. Ce fain, mă? Ia uite, Aro lui Znelanelu aici. Ne-a povestit de Aro. Acum ține câinele legat de Aro. Am un mai mic acolo, dar e bolnav. Nu știu ce are, nu mai mănâncă. Ia, vedem ce bucătărie. Ia. Ia, uite ce bucătărie faină. Frumos. E ca la munte, domnule. Exact. Da. Da. Foarte frumos aici. Ia să vedem. Ia. Uai, ce faină. Mi-a aduce aminte de panaci. Da. Ce frumos. Uai, ce faină. Foarte frumos. Ne place. Foarte. Ia, uitați ce avem aici. O gogoașă. Mulțumim. Dar nu mai fie nicio problemă. Știu, da, o senzație e plăcut un câine strâns să mă caute la picioare. O gogoașă. Nu știu. Hai, dar ceva și nu mai da. Aici apare. Acolo am porc. Ha. Porcul n-ai zis.
porcii. Porci de ăștia crescut în aer liber aici. Puiuții. Mama puiul. Da? Da. Cloșca. Hai, ia, ce faci? Să scrii, lasă-i intre aici. Da. Nu mă umpi dacă stați, nu să intre. Sigur, sigur. Hai. Treci-o la loc. Hai, mă, duc. Tele. De aici ai la. Aici, laptele de aici nu-l vedeți dumneavoastră, să-l văd aici. Ce faci, măi? Ce faci? Ce faci? Nu te speria. Hai. Vă sper glumă, băieți. Hai. Și tu, mai repede. Hai. O consobă... Da, aveți sapă caldă. Da, și din coacear mi-am făcut. Tot pe sobă. Super. Nu, oare vine, pun toate la un loc? Dar le-mi parte, Dorica, n-ai frică. Am primit pachet. Mi-a dat pachet. Avem brânzica, ouțe, smântână. Mulțumim frumos! Și noi vă mulțumim. Mulțumim și ne mai auzim. La revedere, numai bine! Da. Da, foarte tare oamenii. S-au bucurat foarte mult și noi ne-am bucurat foarte mult. Noi continuăm aventura, ne mai plimbăm un pic și cred că o să încheie vlogul imediat. Da, am făcut ultima oprire, probabil de aici o să ne despărțim. Ăsta a fost vlogul de astăzi, nu uitați să vă abonați, nu uitați să dați un share, nu uitați că avem pasiunea asta și o facem pe banii noștri, așa că dacă mai ai prieteni care fac chestia asta, îi ajută dacă dai tu un share și din nou, un subscribe. Ne-a părut bine, ne vedem la următoarea ieșire. Și mie. Ciao. Ciao, Paula. Ne vedem la următoarea ieșire.